futeam un câine aseară. Ok, încă nu. Deci... Știi că eu am 3 câini, nu? Da, futeam un câine aseară. Al doilea ăla care... Ăla stă și pare că... Uite, deja gata. Căscanț, asta a fost. Hei! Hey! Zi-mă cu câinii, adică puteai tu, Viu. Să fie începutul. Episodul 150. 150? 150? Bă, ce din tare. Păcate nu putem să ne mutăm săptămâna viitoare în, da, în cămeruță. Why? Că eu nu sunt. Da, nu, lasă rău, că mai e de amenajat. Lasă, e bine aici, e bine aici. Mai avem ce de o lăsăm pe anul viitor. Da, da, hai să ducem un anul nou. Facem un live. Facem un live pe 28 seara. Bă, chiar să discutăm despre asta dacă aveți un pic de timp după asta. Da. Păi hai nu în timpul lui. Păi nu, da, pe 28 decembrie că... facem un live frumos între show-uri Christmas and New Year's Special. Păi between... nu, pe 28 încep și facem și noi zi bună, prima ediție. Live. Pe 28 faceți și voi, da, prima facem ediție, ediție de live. Crăciun și după aia ianuarie îi dăm drum. Și de atunci entertainmentul românesc n-a mai fost la fel. Da. Așa, o să, se, o să se pună bucata asta la un moment dat pe net. Da. Când o să când se facă ție the rise and fall of Mocanu. Da, 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 da. Eu sunt un pic oboset, sper că nu văd. Dar de ce? Fost... De la ce? Nu, am trezit dimineață, a fost destul de așa, cu treabă. A fost cam haos ziua asta. A fost un pic de haos ziua asta. Bă, vreau și eu să zic ceva la început, că după aia o să uit. Și mi se pare că vreau să zic că mi-a pornit YouTube canalul din nou. Și asta e un lucru care e și bun. Adică. Deci ai două canale acum. Acum ai două canale? Da, dar pe unul e numai un clip care să mă apulat. Deci imediat după ce l-am pus pe ăla mi-au deschis canalul vechi. Acum așa ești stereo, că... ai două canale. Da, da, da. Jbang. Și hai, deci vreau să zic că acum e din nou up and running canalul și de la anul chiar o să am deja pregătite câteva noi și o să tot pun lucruri noi acolo. Deci să dea oamenii subscribe acolo la canal și că am și un Instagram. Asta mi-a dat eu seama că n-am zis până acum. Eu am un Instagram... la care îndemn oamenii să dea follow. Care o avea Instagram, că sunt foarte puțin. Teo stand-up legat. Sunt foarte puțini oameni pe Instagram la noi. Sunt sunt de 15 ori mai puțini oameni decât pe Facebook. Doamnă, statistica. Am văzut acum dată. Care îi mulțumesc. Mai... Nu. Deci Facebook are 9 milioane jumate spre 10 oameni în România și Instagram are aproape 600 de mii. 600 de mii? Da. Și eu am 7500 dintre ei pe canal pe... Da. Și eu, dacă... Sunt da, și inventate cifrele astea. Costelica 12. Costelica este... 12, da? Teo, da. Stand-up, legat. Vio Dragu are și el, doar că are o singură poză. Tu ai Instagram? Da. Incredibil. De atâția ani ne știm și n-aș fi bun uitat să-i spre tine. Noi le-am făcut în același timp. Știi că cea mai poza cu cel mai multe like-uri de pe Instagram-ul meu e cu tine. Zou? E poza pe care ți-am făcut-o ție cu ursulețul când eram la Bruxelles. Ah, da. Aia are cel mai multe like-uri, eu n-apar în ea. E un semn și ăsta. Da. Și da, deci Instagram-ul, unde e mai narcisistă treaba, nu știu, adică acolo... Da, sunt foarte multe poze cu tine. Da, pe Instagram-ul despre asta e, mi se pare mult mai self-absorbed. Ăsta sunt eu. Așa ăsta sunt eu. 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 Ăsta nu sunt eu. Dar ăsta sunt eu. Da. Bun. Asta a fost promo. Bun, mă bucur eu, dar vreau să oprești drea cu aia. Nu pot să opresc. Eu vreau doar să vă zic că e așa de mișto când ți se întâmplă propriile glume. De exemplu, da, știți că aveam eu gluma aia cu Dacia 1300. Că la Dacia era, nu băgai în viteza întâi, a doua, a treia, era o combinație. Ca la, da, Mortal Kombat. Ca la Mortal Kombat, când dai fatalitatea. Exact așa e cum la mine l-a pasat. Și eu niciodată nu pot să dau a întâia, dau întâia, a treia, după aia a întâia. Nu mai intră între a întâia. Nu mai intră direct între a întâia. Nu poate să-mi fure nimeni mașină. Nu vreau să fie o provocare, dar asta nu intră. Nici în a doua? Bă, și merge cu a doua, dar mi-am dat, era, da, merge și cu a doua după aia întâia, dar mi-am dat seama că la a treia, după aia întâia, intră superb. Mi se pare, de ce n-am făcut tot timpul așa? De ce nu sunt toate mașinile așa? De ce nu sunt toate mașinile așa? Așa frumos, a treia și a întâia, vine bang, bang. Bără avea chestia elegant. Asta, are la mașina lui, are, nu intră în a doua decât bruscat și trebuie să dea în a doua, să ia având și nu bagă în a întâia. Ce mașină e?
un Polo. Un Polo? Da, da, adică, Polo, adică, da, Volkswagen. Întreabă-l, da. Întreabă, zis să propune să bagi în loc de a doua după aia, a treia și după aia întâia. S-a rezervat, a fost cu mașina la un prieten al meu care s-a ocupat. Și prost, bă, ramă, că și-a reparat. Service? What is this service? Se poate rezolva problema aia ta. Se poate rezolva mecanic? Da. Da, deci, da, trebuie să ajung la service. E rulmentul de presiune. I know. Da. Bă, eu ce trebuie să stai de sâmbătă? Bă, da, de ce astăzi de sâmbătă? Deși nu, sâmbătă trecută parcă a fost ok. Da, da. A fost, da, ok, ăla care s-a lansat acum joi. A fost foarte amuzant. Da, a fost amuzant. Am râs tare atunci. Dar trebuie să recunosc că în seara asta eu n-am băut și nu știu dacă să beau. Eu n-am băut nimic până acum. Și bă, sincer să fiu, oboseala asta de dimineață care m-a luat. Oboseala asta de dimineață care m-a luat. 20 de minute. M-a luat destul de tare. Faptul ăsta că sunt obosit, că nu prea așa, m-a luat destul de tare oboseala asta și e destul de diferită de oboseala cu care eram obișnuit. Oboseala asta... Au, ți minte cu dată m-am obosit în vamă. De obosit. Frate, dar zic, oboseala asta care vine, să zicem, după un pic de... Ce? Cum să zic eu? Somn, după ce dormi un pic. Nu. Nu, ah, care vine după dintre asta. După ce ai tras un pui de somn. După ce ai tras, după seara asta, după ce, nu, că după ce ai tras un pui de somn. Ok, după ce ai tras S-a întâmplat să tragi așa un pui de somn. Un pui de somn. Pui de somn, după ce ai tras un pui de somn. Așa. Deja. Și să te simți mai obosit. Dar era deja de la început. Nu, dar zic, când e vorba de, să zicem, când e... umed, când e cu oboseală umedă. Strup sau? Față de o oboseală mai arsă, așa. Da. Deja cred că am putea să... Bă, nu știu. Ia-ți-o, bă, l-ai rupt ăla? Ce prostești. Mi-a fost dor de asta, de ce prostești. Da, chiar n-am mai zis dor. N-ai mai zis de mult. Chiar am fost, n-am și fost prost. Am nici... Niciodată, nicăieri. Nici mai n-am fost prost. Bă, deci asta, de, asta e sâmbătă, mi se pare mai dubioasă. Că parcă n-am adunat destul material. Parcă până vineri aduni de luni. Da, să știi că mai. Și sâmbătă e rămas, sindromul, da, albumului 2. Păi hai să facem atunci treaba asta. Hai să ne aducem aminte de săptămâna asta ce m-a am întrebat și... un băiat, tot dai. Cât mai întreabă oamenii. Eu și cu căcat, nu. Scuze, trebuia să răspund. Deci, m-a întrebat, nu mai știu care era ideea, dar sunt doi studenți care vor să facă un podcast. Și colegul lui spune că, bă, să nu facem, că nu se asculte nimeni. Da, ce corect. Vorbesc așa și el zice, bă, totuși hai să încercăm, what's the point in... De asemenea, point. Corect. Amândoi au dreptate exact, 100%. Exact, asta voiam să zic și eu. Și mai departe, ce aș vrea să recomand, de exemplu, la noi... e ok, că, adică e ok, faptul că facem podcast, dar oarecum avem, venim din ceva. Nu prea sunt de acord a face podcast fără a vorbi despre ceva neapărat, sau doar pur și simplu oameni care, pe care nu știi de unde să iei și să aberează ei. Adică da, da. Aberația noastră fără stand-up și așa era, nu era ok. Înțelegi? Dar având background-ul sau ce, asta de stand-up, da, dar mi se pare să vorbească doi băieți, da mă, și am fost astăzi. Am ascultat, să ce... știi, vreo două podcasturi astea și într-adevăr e foarte dubios să auzi niște oameni pe care nu-i știi care, vorbind, da, despre nimic. Da, vorbind despre nimic. Ori deci, una, ori alta. Da, ori da, știi, da, pe aia și auzi cum bat câmpii, da, ori nu-i știi, nu-i dar știi, bă, da, e un podcast ceva, despre, da, despre mașini. Ceva, știu, da. Da. Deci ce v-aș încuraja, dacă e să faceți despre ceva, să vă luați o temă, să vorbiți despre... Dar ți-am zis, mi-a plăcea foarte mult să apari la unei podcasturi de-astea cu teme, cu de teme, nișă. Da, să da. Zic, păi bă, vreau uite, să l-ai zic podcastul două de lucruri vinuri, și eu după asta, că mi-am adus aminte. Prima, vreau să dau un shout-out to formația Mad Socks, care este o formație pe care n-am ascultat-o, n-am ascultat-o okay. deloc. Nu, mi-a zis Mad Socks? Mad Socks este o formație de români, niște băieți din Vaslui care sunt colegi cu un prieten de-al meu cu care m-am întâlnit astăzi. Stai la grădiniță. Stai ca la vinul de țară, îi face pedigriu acum. Fiat o formație care e din Vaslui, cunoaște un băiat care am făcut eu deci, facultate. Deci m-am întâlnit astăzi la bazarul grădiniței unde e Paul. Se organizează din când în când, adică de Crăciun și în alte dăți, se organizează bazar.
Și eram cu un prieten, m-am întâlnit cu un prieten și tot vorbeam și îmi zice el, bă, uite că la podcast voi faceți așa mici shout-out-uri pentru niște oameni să-i susține, să nu deci noi ce. Acum facem shout-out la o formație pe care tu n-ai ascultat-o. Eu n-am ascultat-o și mi-am zis, bă, zi-mi și mie cum îi cheamă, că sigur, fac, nu e nicio problemă. Mad Sox, dar nu știu dacă îți place. Frate, 30. Shout-out, Mad Sox. N-am ascultat, dar cred că sunt tare. O să de ne spună Memeliga în maxim 2 ore dacă... Asta zic, eu un băiat din Vaslui cu un prieten. Dar nici care n-ai căutat pe YouTube. Băi, n-am avut timp fizic. M-am obosit. M-am obosit și am fost foarte obosit. Am fost foarte obosit și n-am avut chef de Mad Sox. Dar ei ți-au zis așa, e o chestie, ți-o odihnit la ei sau... Sau cum, cum cântă e? Odihnit sau obosit? Cum e o chestie? Bă, depinde de oboseală, asta e chestia. Da, și oboseală asta. Da. Da, mă, deci asta cu podcasturile sunt total de acord. Mi se pare că au amândoi dreptate. Adică și dacă aici, bă, n-ai rost că nu o să ne asculte lumea, aproape sigur nu o să ascult oamenii, pentru că... Da, n-au de ce. Nu e deocamdată piață destul de mare de podcasturi și să știi că, mamă, e o chestie podcast. Adică, până la urmă, ce face podcast? Fac oamenii de la Cluj care, din nou, actori și au avut de treabă, au făcut niște emisiuni, știu ce. Facem noi care facem stand-up, eu, Sergiu și Toma care fac stand-up, Micuțu acum și-a pornit care face stand-up, adică toată lumea care face podcasturi acum vine din asta, oarecum din entertainment, așa. Oameni care se facă podcasturi specializați, să o să fie o piață de podcasturi, nu există. Și atunci, da, e clar că are dreptate la care zice, bă, nu o să ne ascultă lumea. Dar așa la care zice, păi, de ce să nu o facem? Da, corect. Dar tu asculti mai multe podcasturi afară, sunt podcasturi făcute și de... Sunt mai multe făcute de altcineva decât comedianți, că noi am început tot cu stand-up. Da. Tot din stand-up. Adică, dar noi nu să facem măcar actori, nu știu, oricine, tot podcast din ăsta, nu specializat, dar alte forme de entertainment. Adică, știi care e faza? În momentul de față, aproape toți comedianții ar cam trebui să aibă un podcast. Da. Dar asta nu înseamnă că podcasturile sunt în majoritate de la comedianți. Sunt podcasturi făcute podcast. De... El a început prima tot felul de oameni. Și care e singura diferență la ei, știi ce e foarte mișto la american? Că sunt foarte multe podcasturi produse, adică sunt niște oameni care scriu și angajează oameni să le citească frumos cu interviuri, cu nu știu, adică sunt mai produse, nu sunt așa doar niște oameni care vorbesc. Da, și au podcastul de improvizație în gara. Da, și ăla și încerca, frate. Eu dar s-a făcut la noi, mă, fac niște băieți de mai multă vreme. Făcea, dar a fost și Bucălaie odată. Da, uite, ăla shout-out. Da, nu mai știu cum îi cheamă. Nici eu nu mai știu. Nu mai fac. Nu mai fac? Băi, e ciudățel pentru că și acolo, dacă n-ai o structură faină și dacă nu te înțelegi bine cu oamenii, e foarte greu. Da, acolo e foarte, foarte greu că trebuie să faci scene tot timpul. Păi asta zic, ar fi Caterin că să încercăm la un moment dat să facem un... Dar știi cum ar fi fain, Alex, acum dacă tot mi-a pocnit ideea asta în creier? Așa la oboseală? Așa la oboseală. O fi de la oboseală. Ar fi fain să avem un MC. Da, frate. Ei fac... Cum ar fi, frate? Frate, să ai un MC. Dar să fie un MC cum ești tu, adică să faci chestie dintre asta ca să poți să oprești și să dai alte teme. Că dacă nu știi să te oprești, că noi, eu cu băieții, nu avem asta să ne oprim. Dar te-ai ascultat ăla, eu știu ăla pe care mi l-a arătat de afară unul, dar nu știu cum să-i spun cum îl cheamă. Mi l-a arătat Bucălaia și am ascultat câteva episoade. Mă rog, nu mi-a plăcut, dar l-am înțeles care-i treaba, nu a fost pe placul meu. Dar ăia fac cum ar veni pe rând, unul dintre ei începe o chestie. El, ăla, știi tu, ești tu cu băieții, da? Voi așa. Trei, sau noi patru. Și atât. Tu începi o chestie, zici că, bă, ok, acum hai să facem o poveste. Tu îi dai titlul, îi dai chestii și tu ne oprești pe noi care facem povestea, noi trei. Da. Deci nu e, adică mie mi-ar plăcea să, dacă strângi oameni să facem, pe Bucălaie, pe cine vrei tu, mi-ar plăcea să fac. Niciodată. Bine, dar hai, presupun că da. Niciodată. Hai că mai vedem. În fine, mai vreau să mai strig pe cineva tare. Shout-out asta. Să strig la cineva. Să strig la cineva. Bromania! Frate, mi-a plăcut ultimul clip al lui Bromania cu despachetarea pachetului de la mama. Shout-out-ul nu cred că merge de jos în sus. Merge la nivel, la același dar nivel. Dar eu nu mie mi se pare, eu vreau să spun următoarea treabă. Știi, adică te ajut nu, și nu, îți dau la prieten, nu, nu la prieten, nu. De ce? Shout pentru prietenul meu, Teo, de la Mike Check și vorbesc de tine. Și apropo, shout pentru Teo.
Da, suntem frumos. Colegi, mersi suntem... frumos că ai zis asta ca să continui. Bă, mi-a plăcut. Mie îmi place să intervin doar ca să poți să... Că el doar pe mine poate să pișe, știi? Costel, da. Că el pe voi nu... Dar nu m-am pișat, frate. Chiar lumea... mă bucur că ai rezolvat toată treaba. Nu, că e ok, ok. Adică nu... Dar chiar n-am... Da, așa. Deci Broman i-a avut un clip care mi s-a părut foarte tare. Ăla cu unboxing? Unboxing. Am râs la el, nu știu ce. Nici eu n-am văzut, da? Nici eu n-am. Și ce mi se pare foarte drăguț, că băieții au un alt stil de a pune finalul, cel puțin. Am observat că la clipurile care sunt făcute pentru viral, pentru internet, pentru nu știu ce, te lasă la sfârșit și cu o chestie de băi, la mulți ani, felicitări, mama, să știi că eu te iubesc, abia aștept să vin acolo. Adică ți-o livrează și emoțional prietenos cu oamenii. Adică nu se închide, bă, noi facem asta, fuck it, asta este, ți-a plăcut, bine, nu, nu. Ți-o să fii foarte tare, Bromania, prietenul Bromania, da. Prieten acum. Și încheie foarte, adică, și nu uitați, sărbători fericite, eu vă iubesc, urmăriți canalul, dați like și share, chestii pe care eu unul nou am. Mamă, deci când vine vorba de să fac o chestie dintre asta doar pentru ca să fiu, nu știu, sau când pui o poză cu tine și cu copilul ca să primești multe like-uri. Asta e o chestie pe care ți-am zis, eu nu pot să ajung în punctul ăla. Dar știi ăla foarte bine, mă, că de ani de zile suntem praf la promovare. Da, apropo, da, 18 februarie. 18 februarie face, mamă, cel mai tare show din anul 2018. Bă, uite, stai așa, la faza asta cu pusul poze cu copii și pentru like-uri e una. Faza a doua, la asta cu, cum ai zis tu, că a zis la final. La final să fii foarte prietenos și da, să o dai un pic într-o chestie. Uite, eu am glume despre mama și despre ai mei, știi? Am glume despre fratele meu, despre soră mea, dar nu le spun la sfârșit. Dar să știți că eu îi iubesc foarte mult pe... După fiecare glumă, asta este, am trecut la alt capitol. Adică dacă eu dau într-o glumă despre maica mea, că mă fute la creș, pleacă femeie, du-te. Dar eu să știți că o iubesc maxim pe mama mea și mi-a doar de tine și abia aștept să mă văd. Și la o glumă cu labă, la fel. Poate nu iubești maxim pe mama. Și lasă-i să-i... Și eu iubesc foarte mult labă. Dar tu nu iubești pe iubita ta și tu spui, dar eu iubesc pe... Nu încheie așa glumele. Adică la noi nu se încheie în care... Mie îmi place foarte mult chestia asta, dar mi s-a întâmplat vreo două, trei ori să zic de Melinda și să zic că bă, iubesc și că ne înțelegem bine și s-o las așa, doar pentru că efectiv creează disconfort în sală. Crede-mă că e foarte greu de făcut chestia asta, să te duci pe pozitiv așa. Păi asta zic că pe clipul ăla mergea foarte bine. Da, mă, păi aia, ceva, aia e cu like, share, cu e un fel de... Da, pentru că e alta dar structura idee, încearcă, și metoda. Încearcă să faci chestia asta la un show. Dar mă, știu, e dubios, Max. Bă, se crispează oamenii că nu înțeleg ce se întâmplă. Știi? Bă, ori noi ne crispăm, ori oamenii se nu, crispează. Nu, se simte o tensiune asta la modul, bă, ce căca face asta? Așa? Da. Și da, și de fiecare dată când îmi vine așa să zic, da, nu, că glumeam. Zic, ai, frate, dar crezi că nu s-au prins? Când zic aia că am un băiat de 4 ani și un băiat de 2 ani, unul mai frumos ca celălalt, în sens că unul e frumos, celălalt nu e frumos. Da. Și după aia zic, nu, că toți sunt frumoși la mine în familie. De ce simt eu nevoie să zic? Bă, acolo chiar n-are rost. Pe bune, că zic, unul e frumos și celălalt seamănă cu măsa. Și după asta zic, e, nu, sunt toți frumoși, nu glumesc. A, e de căcat. E de căcat să spun asta. Să știți că eu iubesc foarte mult și... Dacă zici că-i rup mâinile, nu știu ce să zic. Bă, și aia este așa de exagerat, este ca cerbul... Cerbul? Mic, cerbul. Că nu-i fac cerbul. Aoleu, uitați-mi. 2008. Să nu te puși să faci acum. Shout-out 2008. Nu mai vreau să mai fac vreodată. Cerbul mic. Cerbul mic este printre glumele pe care nu o să le pot să le mai zic niciodată, dar e din altă categorie. Este atât de nașpa scrisă încât nu mai vreau să o dau. Dar în schimb am glume care îmi pare rău de ele, că nu mai pot să le dau pe care nu le pot să le pe care îmi pare rău. Pe care îmi pare rău să le mai dau ca să le... mai le pot nu mai le pot da niciodată. Voi care, fi putut dat. Este aia cu Deșteaptă-te române, cu imnul, când a fost știrea cu Marcel Pavel, că a uitat un vers din... Da. Și a fost amendat că n-a știut un vers din Deșteaptă-te române. Și nu e amendat niciun jucător de fotbal că nu știe Deșteaptă-te române și ai dovada vie. Da. El filmează și numai primul știe Deșteaptă-te române. Deșteaptă-te român!
spune, hai cu aia plin bursul, dai ceva cu mine, da, serios. În care te adânciră niște Irania. Niște Irania. Da, mă, și mie îmi plăceau foarte mult. Ce s-a întâmplat? Ăia care nimic, frate, nu schițau nimic, nici nu încercau să... Nu, eram, nu cânt, baful ăla, nu era cum. Ce s-a întâmplat cu glumele astea? Astea care nu erau de dispărut. Familie, de frustrări, erau glumele astea, observații, dacă ai să ceam în poveste, erau o glumiță. Intra Motanu în ring. Motanu! De fapt, cum se spune la pagina... Nu, serios. Ce, nu, mai face, nu mai faci. Cu copii, nu cu frâng, Motane. Hai, Motane. Tag, intră tu, ca la wrestling. Ia, zile-mă. Lăsați-mă, că răspund la telefon. Foarte bine, oricum. Mulțumim pentru asta. La ultimul show, când sunt și eu. Mulțumim, mulțumim pentru asta. Da, adevărat că mie mi se pare... De ce nu poți să mai dai gluma aia? Că nu știu de ce. Dar nu e legată de gluma, nu e legată de faza aia. Marcel Pavel. Legi de altceva. Nu m-am mai uitat de mult la fotbal. Și nu mai știu cum e același. Și aceeași reacție pe fans chiar. Asta puțin, ție-ți-e frică că au devenit jucătorii prea deștepți? Da, eu cred că toți deșteaptă-te, rog. Nu, 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 stai așa. Din somnul ce la bonă. Ca la bonă. Se întoarce un arbitru cu scaunul. Da, și un arbitru cu scaunul. Excelent. Excelent. Te vreau la mine în echipă. Un antrenor, da. A, ești în echipa mea. A, ești în echipa mea. Bă, da. Bă, de ce nu ce s-o faci? Chiar apropo, de ce nu se duce nimeni cu deșteaptă-te române la vocea României? Cred că a fost sau nu știu. Sigur a fost. Nu, dar să fie la modul să-l cânte. Deșteaptă. Să fie un pic de... Cum sunt ăștia cu toate mimicile lor, cum fiecare când e ceva interesant. Au toți niște fețe, jur, dar sunt pe bune. Toate așa sunt așa jucate. Da, 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 sunt foarte... Dar toate sunt numai... Știi, ce... Deci sunt toate mimici de dintre astea, din... numai filme americane, vezi așa. Că sunt foarte... Dacă tu stai efectiv, dacă tu ești înjurat și chestia ta e așa și mai mult dai din picior și... Ești dat afară, zici, bă, ce... Pe bune, nu poți să faci asta. Când apasă unul, se întoarce și câteva secunde apasă încă unul. Hai, cui, mă lași. Te-ai luat după asta. Uitați prea mult la televizor. N-am mai văzut vocea României de nici 3 sezoane. Nici așa, astea sunt din ce mi-a mai povestit Sormea. Mimicile ți le-a povestit ea? Da, asta e gluma lui Sormea. Bă, de când nu m-am mai uitat la... Nu mă uit la televizor, așa rău îmi pare că nu mă uit la televizor. Mă, că am lăsat oboseala la capăt. Mi-a mai revenit. Ia-ți un beret. Nu. Vrei să te mai obosești puțin? Nu, mă gândeam să nu beau astăzi alcool. Eu nu sunt de acord cu proiectul ăsta. Știu. Am băut ieri bere și de fiecare dată când beau bere, mi-au cam aminte ce nu-mi place să beau bere, dar tot beau bere. Nu e, frate, nu e bun gustul ăla după a 5-a, a 6-a, nu mai e bun în gură. Știi cum aș face denumirea unei beri? Aș face o berea de, în așa fel încât să fii. Bere de. Că e totuși un brand foarte cunoscut, bere de. Bere de. Bere de. Hai la noi. Ca să nici nu dai cu bere, care efectiv să fie toți. Bere de? Mai auzit de ăștia. Dați-mi și mie o bere de. Bere de ce? Nu, să fie o bere care să numească hamei. Bere de hamei. Bere de hamei. Doamne, ești obosit? Poți să încep să arunci pământul, că ne-am îngropat aici. Oh, a fost... my God. Hai, de aici începe podcast. Bă, da. E, ți-ai zis, e dubioasă sâmbătă asta. Ar trebui să mai aducem invitații. Chiar acum mă duc? Am doi în cameră în spate, viaduc? Adu-mi-l de la de spate. Ar trebui să mai avem invitați, mă. Am înțeles, aia cu Silviu German, am înțeles. Sau toți oamenii Silviu German. Probabil mai mult ca să ne vadă ce am face. Dar, serios, acum uitarea asta ar fi interesant să ne zic oamenii pe cine le-ar plăcea să... Și bineînțeles că după aia ducem pe cine vrem. Dar, da. Dar să aibă iluzia asta că ar conta sau, știi? Hai să facem un concurs.
Dar serios acum, să ne zic păi, oamenii, frate, ce pe cine ar... Nu mai trage. Aoleu, ce tare. Nu, mă, dar tu vorbești foarte încet, adică tu faci probleme normale și pe aia vorbești. Nu, hai să facem concurs. Da, da, da. Da, chiar ce? Păi la un moment... Oare de ce faci asta? Da, măi, să ne zic oamenii ce oameni vrem să invităm. Au! Vio, vorbește mai încet. Da. Ce porcărie de podcast, care ești? Cam așa, așa. S-a auzit asta? Da, acum s-a auzit, ai vorbit destul de tare. Da. Așa ar trebui să zicem și oamenii o să ne creadă. Da, exact, așa o să fie titlul ăsta, ce porcărie. Dar de... nu e deloc o porcărie, ba, mi se pare că au fost multe faze mișto. Ce a faze fost mișto? Shout-out, frate, Mad Sox. Hai și Bromania, am discutat un pic, mi s-a părut că a fost o discuție faină despre... Ce facem acum, best despre... of 150? Cum e, facem best of 150. Cum, până la urmă, metoda lor e altfel decât metoda noastră, știi, adică să încheie frumos prin... Te iubesc, da. Mama, abia aștept să ajung acasă, față de... Noi ce am încercăm din nou toată faza asta, că la sfârșit, frate, nu-ți vine să zici, bă, îi iubesc pe copiii mei chiar, dar chiar cu chestiile astea despre care vorbesc, totuși îmi iubesc copiii și îmi iubesc soția, chiar suntem bine. No fucking way, man. Da, bă, dar e și, lăsând asta la parte, nu e implicit că odată ce zici sau... Și am în cadrul mai discutat ăsta... despre asta. Da, nu, mă gândeam din nou, că n-avem ce să vorbim. Suntem ca Vita acum, am mestecat iarba, da, și scoatem exact, înapoi. Da, a, ți-a venit în gât niște... Bă, ce bună gluma lui Dizert când recurgitează sau când rumegă vacile, că nu vezi în ochi chestia. Ca la vomitor. Nu poți, nici nu poți să vomiți așa. Calm în privire așa. Da, calm așa. Așa zice. Hai că... Fii atent așa. Fii atent. Shout out pentru SoundCloud, oamenii noștri de pe SoundCloud. Căcatul e amuzat. Că ai vomitat pe el. Puteți spune că ăsta este un nou low. A new low, da. A asta, new low în Romanian podcast. Un băiat care se face că vomită serios. Și un băiat care moare de râs roșu. Dar fără ca Vita, fără să aibă nimic în privire. Cum arată ăsta? Și acum băiatul roșu limită pe băiatul plătos. Da. Vomitând da, și rău. Da. Orice antologie despre, de momente din podcastingul românesc trebuie să includă acest moment în care da, asta s-a și 94. Sunt 94 și asta. Da, pe bune, deci chiar a fost o chestie de controlat privirea să nu exprime așa și să dai pe gură. Ce crezi tu că înseamnă? Cum ai făcut exact acum ai făcut aceeași chestie? Da. Să controlez privirea și pe gură să dau. Să controlez privirea și exact. Pe gură să dau prostiile astea. Să dai prostiile astea. Am înțeles. Dai vom asta. Îndeam să facem la un dat la show de seară, când avem glume de astea proaste, că avem o grămadă, să facem de asta recurentă, nu o să facem niciodată. Să apară așa... Sorin sau cineva cu pip, pip, cu balastul de glume, știi? Vine așa, unde turnăm glumele astea de balast, știi? Că nu e expresia aia. Dar nu știu cum e expresia asta, glume de balast n-am auzit niciodată. Balast, că restul e balast. Restul e tăcere, eu știu. Nu, da, dar nu e așa de, am auzit, dar nu e așa de mainstream vorba asta. Da. Nu e că balast. Adică asta ar fi o glumă pe care ar trebui să o arunci în ăla, în camionul ăla. Adică asta în sine e o glumă de balast. Cât? Eu am om care explic. Duceți-vă în cad. Dar e balast, nu știu, și la stand-up când zici că am o glumă și restul e balast. A, da, vestita. A, se zice, cum da, vorbim da. Noi între noi. Nu, ok. Eu zic că mereu vine Bordea și da, cu da, mamă, ăștia. Trebuie să scap de balast ăsta. Mamă, că balast. Și la podcast-uri. Can we get some real comedians in here? I mean hello. Some American, okay, deci, American comedians. American. Da, tu ești mai mult de pe coasta de vest. Tu ești mai mult de pe coasta de vest. Eu mă simt mai mult de pe coasta de est. De New York.
Da, eu am New York shit. Eu sunt mai multe Alabama, mi se pare. Oh. Chiar că da. Kentucky. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Tu ești mai mult blue color, așa. Da. Și cam așa ai lăsat așa descoperită frumos. Bun. Da. Dacă te mai deschizi la un nasul, ești de la Kentucky Fried Chicken. E Kentucky Fried Chicken. Dar în schimb să știi că apreciez. Asta este o cămașă care se șade mult mai bine. Și, deschiată fix ca la Buzău sau deci unde eu ți-aș sugera niște cămăși de următoarea culoare. Vișiniu. Boom. Ți-aș recomanda vișiniu să găsești cămăși vișinii. Ca și luat. Cămăși maroni. Și bej. Uite cam așa. Bej. Uite așa. Și cărămiziu. Și să fii cu pantalon la dungă. Și cu... ciorapi. M-a luat din nou obosit. Eu mă duc să mă obosesc în gură un pic. Nu vrei bere? Oh my god. Bă, să te obosești în gură. Vrei să-mi dai o, deci să bea o bere? S-a terminat podcastul ăsta. Că bă, hai să-l terminăm, că nu știu ce nicăieri. Șefu. Bă, da. Păi și ce dracu să mai vorbiți voi de acum? Păi nu știu, hai mă, Viorele, mă. Pe bune, știi care, apropo, chiar mă gândeam că... Zi, dragul meu. Și la mine a fost acum, știi ce am făcut, de ce m-am început din nou să mă uit la cum mă îmbrac pe scenă și astea? Așa. Că m-am dus la Iași, fii atent, că mi s-a părut interesant, m-am dus la Iași, la Bacău și la Galați, unde le mulțumesc oamenilor că au fost la spectacol și au fost super tari. Și am zis, bă, să mă îmbrac cât de cât, într-un fel, să-mi iau o cravată. Și mi-a ieșit, mi-a dat o stare. Mi-a dat o stare de spectacol. Că eram îmbrăcat așa. Și a fost, bă, ce tare, foarte frumos. Și chiar m-am gândit, zic, bă, să mă aranjez cât de cât așa, să mă aranjez cum vin la show. Da, interesant. Bă, normal contează, mă, bineînțeles. Îmi dă o treabă. Într-un stil, if you al look tău, good, you play good. If you play good, they pay good. Da. Vorbeam apropo de să fii îmbrăcat, să te simți bine îmbrăcat la... Teo, înainte să îmbrați, zice așa, ce glume avea Teo? A, să fim serios. Mult mai bune. Ia uite ce-a făcut. A dărâmat microfonul, băga mea și pula. Pune-l bă la loc, bă, săracule. Ce mișto să aud asta, nu o face. Săracule. E o combinație. Exact, țăran și săranule, mi se pare mișto. Săran. Săranule. Săranule. Săran. Băi, săranule. Ăsta da, e mult mai bun decât țăracule. Săracule, da. Săranule. Băi, sărane. 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 Ești săran, bă. Săranu. Ești săranule. E săran cu duhul. Un săran într-un șaran. Oh. M-am dus acum, nu mai există limită. Care vine în prim plan și după aia facă... Vin în prim plan ca un săran, nu-i șaran. Conectăria de aici. Da, am copiat și noi. Băi, eu am show-uri începând de astăzi. La Iași, azi am show la Iași. Ia, nu-ți frate, că și așa... Conector e Bogan. La Iași. Bogan. Stai mă, lasă omul să anunțe. Ia, că anunț la un moment dat. Eu n-ai văzut că toate... Eu cu răbdare. Bogan de la toate Bogat și le zic. Bogan. Ai văzut că am făcut de carbuieri? Până mi-am făcut. Nu știm cine a câștigat, clar, dar am făcut. Da, s-a făcut, da. Ce bune asta, Bogan. Hai, scuze, da. 14, astă seară, mă duc la Iași. Și după aia pe 16, sâmbătă seară, la Suceava, la Oscar Wilde. Yay! La niște ore, nu știu orele, dar mă rog. Și după aia am la Bârlad, la pub la Codreanu. Sună foarte bine, sună ca un comedy club. Da, da, sună un loc, Gherghe a făcut acolo și mi-a... Pula mea a ajutat în a pune și show-ul la Codreanu acolo. Comedy aș schimba. La Codreanu Co. La Codreanu Co. Nu știu exact de la ce vine Co. Poți spune de la concediu. Bă, hai să mai zic și o dată ca să-mi fie conștiința împăcată. Că o singură niciodată... dată sau mai multe? Aha. Sunt nebun astăzi. Eu să zic mai multe date odată. Baia Mare, 11 decembrie, Club Evergreen. Oradea, ceea ce e cu totul alt oraș, 12 decembrie la Queen's Music Pub. Doar că din păcate asta fiind dat joi, deja se vor fi întâmplat aceste spectacole. A, da. Ce eu de-aia am zis că astăzi seara, eu încep 14 la Iași, în Club Tribo, unde vă aștept, în caz că ați uitat. Bine, să uităm de astea atunci. La Club Tribo, au ieșit extraordinar, mi-au plăcut la nebunie. Da, frate. Și Sighișoara pe 17 decembrie la Hilton. Oh. La mine în cameră fac.
Am, e sold out. E arhiplin. Da. Bine și Melinda? Nu, că n-are loc. Nu și-a făcut rezervare. Nu. Sibiu, 18 decembrie, la Filarmonic, la Monica Filar. Rezervări pe booking.com. Bă, după ce s-a apărut în... Eu mie nu mai merg de niciodată. Rezervări la spectacol pe booking.com. Da, Monica Filar, Sibiu, 18 decembrie. Timișoara, 19 decembrie, sala Capitol, ceea ce... Extraordinar. Da, frate, da. Acolo voi super capitola. Vin și eu, mă plătesc bilet și vin. Ce pula mea. De fiecare dată când aud o glumă dintre astea de jocuri de cuvinte sau zât. Cât? Reșița, 20 decembrie la Cinema Dacia, acolo să vezi filme. Zât. Cât? Da. Teo, la Reșița mergeți, luați-vă bilete, faceți. Turnul Severin, 21 decembrie. Krypton Club, 21 decembrie, turnul Severin. Ne apropiem de Crăciun, vin să bagă. Chiar îmi mai aduc aminte de jocul ăsta. Vă voi lăsa niște glume Krypton sub brad. Îmi mai aduc aminte? Îți mai aduce aminte? Duce aminte. Îți mai aduce aminte. De cafeaua din zur. Și Craiova, 22 decembrie. Unde? Cult Music Pub. Cult Music Pub. Cult Music. Cult. Bă. Craiova, mă întind un pic. Crăciunul ăla, nu știu, 22 e cam întins un pic, dar na. Deci la Krypton acolo, eu acolo aș vrea să fac show. Bă, am înțeles că... Dar la tine ce să mai aude? Mai sunt speranțe? Încheiem? Da. Pa! Eu am încheiat. Eu am încheiat de mult, el nu e și-a scos la falie. 150, frate.